Sunt profesor Mândița Baias și astăzi vom învăța cum trimitem mai multe e-mail-uri individualizate cu atașament către mai mulți destinatari. Așadar, sunt în contul meu personal de Drive. Voi deschide o foaie de calcul și am nevoie de o aplicație, de o extensie. Descărcați suplimente. Merg înapoi. Notez Mail Merge. Instalez aplicația. Este deja instalată și acum o accesez. Mail Merge with Attachment. Îmi spune să creez un Merge Sheet, adică o pagină de lucru pentru o să notez eu numele celor cărora mă adresez și acum să scriu adresele de e-mail. Am notat-o și a doua adresă și o să pun și o adresă de Yahoo. Sunt adrese reale pentru a putea verifica. Vreau să atașez documentul pe care îl expediez. Accesez din nou extensii, Mail Merge, atașează documente. Și sunt întrebată de unde atașez aceste documente. Acestea pot să existe în Drive, pot să atașez o listă, pot să selectez fiecare document din computerul propriu și am să selectez fiecare document din computerul propriu pentru că îmi este mai la îndemână acum. Sunt documente individuale, cele pe care le atașez, diferite. Am atașat documentele și acum vreau să configurez acest e-mail. Și o să vedeți cum fac acest lucru. Cine expediază, dacă vreau să-mi apară și numele. Da, pot să pun numele. Nu pun pe nimeni în CC. Continui. Sunt întrebată dacă vreau să accesez varianta premium. Nu am să o accesez, folosesc varianta gratuită. De asemenea, acum vreau să editez e-mailul și am să-l editez. O să scriu în felul următor. Diploma. Bună ziua. Și acum, cui mă adresez? Mă adresez domnului, doamnei Baias, Mândița. Pentru că am să pun ambele nume. Semnul de punctuație, vă trimitem diploma obținută la,
Am să pun OJF 2022, pur și simplu, cu stimă. Bun, salvez acest corp al e-mailului și o să continuăm. Dacă vreau să primesc un e-mail de test și am să trimit acest e-mail de test, îl voi primi tot eu, tot de pe adresa de pe care expediez. A fost trimis acest e-mail, sper să-l fi primit. Am primit diploma. Bună ziua, băiat Mândiță, vă trimitem diploma obținută la OJF cu stima și așa mai departe. Să vedem dacă are și atașamentul. Îl are. Bun. Atunci pot să trec la trimiterea tuturor e-mail-urilor. Ați auzit sunetul, am primit deja e-mail-urile. Se trimite și ultimul e-mail. Da, am o evidență a e-mail-urilor. S-au trimis la ora 3:47, în data de 24 iulie. Așadar, am reușit să trimit e-mail-uri diferite către toate aceste adrese. Le putem verifica, dar s-a făcut acest lucru. Ia să vedem. Chiar am să verific dacă am primit pe adresa de Yahoo acest e-mail. Da, am primit acest e-mail. Perfect. Vă urez succes în trimiterea de e-mail-uri cât mai personale.